Doamnelor și domnilor, bună ziua! Ne revenim vinerea la retrospectiva săptămânii cu colegul Dan Vasiliu, care astăzi va fi cu totul surprins de subiectele pe care le avem în discuție, dar fiindcă n-are idee ce am eu aici pe tabletă, parțial nici eu, dar măcar o să ne dăm interesul. Începem cu bâlciu, că să termină. S-a terminat bâlciu, da. Să termină bucățica aia de animăleală cu bâlciu. Primăria declară foarte mulțumită că a scos profit undeva la vreo 128.000 de lei. Încasările pe chirii, pe taxe de participare și așa mai departe. Da, ok, e bun. Cam asta e suma care a fost aproape în fiecare an. 100.000, s-ar putea acum, din ceea ce mi-aduc aminte pe ultimii 3 ani, să fie suma cea mai mare. Bun, pentru primărie, pentru municipalitate nu e rău deloc, adică orice ce se bani adună de la strand, de la complexul de agrement, cu ce mai iese de la piscină, cu ce mai iese din parc. Da, deci, da. Numai puțin. Strandul și cu piscina, cu bazinul acoperit, nu știu dacă sunt pe profit. Mai puțin anul ăsta, e adevărat. Pe strand cel puțin. Deci, mă refer că sunt cheltuieli de întreținere, care reprezintă o sumă destul de mare. Da. S-au făcut niște investiții, poate le-au făcut din banii de anul trecut, dar nu cred că strandul va fi curând pe profit. E foarte dificil din punct de vedere economic să iasă profit. Ai bazinele alea care trebuie musa. Ei nu plătesc anumite impozite, anumite taxe care le-ar plăti o firmă privată în primăria. De asta pot să da, sune da, mai bine. Ideea este, uite, pe Ziarul de Român scrie mare, știam eu că eu trebuie să fie undeva, pe 8 august, 48 de clienți în strand. În ce zi? 8 august. 8 august, marți. Publicat articolul, deci probabil că vorbim de 7 luni. Luni. Da? Spune cam așa, în prima săptămână din august, de pe 1 pe 7 august, încasările pentru strandul municipal au ajuns la 47.585 de lei, însumând un total de 4.415 clienți. Mai bine față de perioada de până acum, au mers foișoarele, fiind înregistrate în săptămâna respectivă 56 de închirieri. N-am înțeles exact de unde 48 de clienți în strand față de anul trecut, presupun. Cred că sunt 48 de clienți la foișoare. În strand, zice în titlu. În strand, da. La sfârșit de săptămână, sâmbătă, în strand au fost 1.770 de clienți care au tras încasări de 20.040 de lei. Iar duminică au fost doar 48 de lei. 48 de clienți cu încasări de 574 de lei. Duminică a fost o zi liniștită. Duminică. N-a fost o vreme de strand. Nu știu, pentru că eu n-am mers niciodată în strand. Sincer spun, nici acum nu știu cum arată strand. N-am fost anul ăsta, am fost anul trecut și vreau să ajung anul ăsta neapărat. Uite că vremea acum s-a răcit. Deja a venit toamna. Nu, mă duc. Da. Ce vreau să spun? Hai să... Cu bâlciu. Cu bâlciu, că dacă de acolo plecasem... Din câte știu, bâlciu are o tradiție de 100 de ani. Poate ar trebui să o mai și încheiem. Tradiția asta. Tu când erai mic, mergeai în bâlci? Când eram mic, mergeam în bâlci și mergeam și cu căruța. Între timp, nu o să se să crezi, s-a inventat motorul și oamenii merg cu mașina. Asta nu înseamnă că trebuie să ne ancorăm în niște tradiții care sunt depășite moral. Nu e vorba numai de asta. Mă ștergeam la fund cu mătasă de porumb, că na. Și cu frunză de sfeclă, dacă vrei, musa aici, sau cu pietriș. Nu înseamnă că trebuie să rămânem acolo pentru că e tradițional. Nu. Dar ca și mod de organizare, ca și distracții puse la dispoziția clienților, este o evoluție. Hai să spun eu evoluție, pentru că... Bunicii povesteau de cel care mergea cu motocicleta pe zid. Da, l-am văzut. Nu l-am văzut. Eu n-am prins. Nu știu dacă la bâlci aici în Roman sau când a venit circul, nu știu când. Nu, deci n-am prins la bâlci treaba asta. Era caravana cu magicieni. Da. Făceau câteva chestii, numere de levitație, de frate, magie, decât să-l văd pe ăla levitând, îți aduc un puștache de ăsta cu kendama care face sau cu yo-yo care face niște chestii de aia, zici că e magie. Îți aduc un de ăsta cu kendama, vreau să zic că face niște treburi de te pipsești. Eu n-am înțeles de ce nu mai sunt acele iujuri, lanțuri.
Probabil că ne-au fost și din cauza accidentelor sau petrecut niște accidente. Sau petrecut niște accidente. Dar eu altceva încep să spun. Da, de la nivel, la nivel de municipalitate, într-adevăr, Bâlciu aduce un profit, 128 de lei. Eu nu vorbesc de profit sub nicio formă, deci nu asta mă interesează. Eu vorbesc de profit și vorbesc de... Pe mine mă interesează mai puțin cât încasează primăria și mă interesează mai mult de ce spun oamenii care locuiesc în zona respectivă și care au zis, mi-au ajuns până aici, frate, Bâlciu Mărții. Nu-l mai pot suporta. Eu locuiesc în zonă și... Din 2005, într-adevăr, deci îmi iese pe nas Bâlciu. Este un disconfort masiv. Dar, făcând o comparație între 2005-2006, cred că și 2007, când pe la ora 2-3 noaptea se oprea muzica, muzică care s-auzea până la școala 7. Auzeam eu de acasă. Ce... Deci, așa, deci de prin 2006 sau 2007 s-a redus numărul de decibeli, s-a limitat programul, au început să apară niște semne de civilizație. Încă nu sunt în totalitate semne de civilizație pentru acest bâlci și aici eu mă refer la ceea ce înseamnă toalete. Aia e, păi vezi că vorbim de niște chestii în sfârșit. Da, asta nu înseamnă deci să dispară Bâlciu, pentru că am observat foarte multe mașini și mi-aduc aminte în 96-97 era ultima zi de Bâlci, era 6 august și mă uitam, eram la intrarea dinspre Horea. În Roman veneau căruțele da. Puhoi, să zic așa, oamenii la cămeșa albă, cu palaria pe vârful capului, mândri tare, așa. E o activitate dinainte de Facebook, de socializare, se dădeau like-uri la greu și trebuie să meargă. Dar haide să vedem ce trebuie rezolvat ca să mai placă. WC-uri ecologice. Una la WC-uri. Deci asta e o problemă, e un semn de civilizație, pentru că noroc de ploaie asta, pentru că altfel îți arătam ducându-te la locurile din jur, deci cât de tare pute. Vorbim de nesimțirea oamenilor. De ce? Pentru că zilele trecute, dacă nu ieri, între ieri și astăzi, dacă nu ieri după amiază, cineva și-a făcut nevoile și încă alea sănătoase, nu lichidele, da? Da? În ușa casei de cultură, bre, rezemat de ușă. În ușă! În timpul zilei sau noaptea? Poți să le pui 700 de ziua sau noaptea? Ziua, domnule, după amiaza. După amiaza. Poți să le pui toalete ecologice cu mânuțe ecologice care să-i șteargă la fund. Da, avem animale de genul ăsta. E o problemă. Acum, în momentul în care vine presiunea, încerci să te duci în cel mai apropiat loc. Noi ca și romașcani, eu ca și romașcan, nu găsesc o ușă, eu știu unde este toaleta publică. Eu habar n-am unde este toaleta. La judecătorie, în spate. Aia nu ține de terasa aia de acolo? Nu, e toaletă publică, gratuită. Și atunci de ce e dita bariera la intrare? Bariera e pentru mașini, să nu intre mașinile în zona de garaj. Ca cetățean normal, bariera îmi spune că n-am voie să trec. Nu, dar e clubul acolo. Deci eu să mor dacă n-am avut senzația că aia e pentru judecători. Nu, nici judecătorii n-au... Nu e genul de terasă, n-am nimic, e o terasă foarte faină, am fost de câteva ori acolo, am alt loc în care merg eu. Deci știu, nici eu nu merg acolo sau când merg mai foarte rar. Terasa e super ok, îmi place, are copaci, mesele, dar acolo sunt garajele primăriei, dar este și toaleta. În fine, acum un an de zile era închisă toaleta, scria concediu de odihnă, o lună de zile. Deci o lună de zile fără elefantul Mișu, fără elefantul Maca. Așa. Altă toaletă publică este contracost la piață. Dar ce faci? Să spun că asta e pentru piețari, că ăia știu și au treabă acolo. Cei care merg la piață știu și n-am intrat niciodată să văd, știu că e modernizată. Spun, unde sunt. Știu că o să fie asta aici, chiar la noi în spate, o să fie o toaletă publică de lux, presupun. Da, nu sunt indicatoare. Și spre puține. Trebuie mai multe. Mai multe toalete. Deci, uite, te duci cu cineva la spital, la urgențe. Unde te duci la toaletă?
La spital? Da. Au toalete în spital. Tu știi că au toalete în spital, tu ești la urgențe. Nu, dar mă gândesc că spital dacă să aibă budă, frate. Da, buda nu este publică, nu este, este pentru pacienți, da, aia la urgențe. Tu, ca și însoțitor, ești în afară. Dacă ai intrat acolo la urgențe, te-ai dus la toaleta aia de acolo. Dar dacă ai ajuns și nu intri cu bolnavul înăuntru, e o chestie care nu are nevoie de însoțitor, să fii de față cu el, da? Și tu ai rămas afară și aștepți, caut, da? Caut niște opinii și nu reușesc să găsesc. Așa. Și dacă e noaptea, deci e închis intrarea în spital în partea cealaltă. Tu n-ai acces la toaletă. Da, în schimb ai parte de un zid lung de aproape 100 de metri. Da, da. Da? Deci probleme sunt. Bun, deci țin de bun simț de civilizație. Nu toalete, că cu siguranță bărgiul ăla nu are o singură problemă, și anume toaletele. Mă, bătăile. Eu asta căutam acum, încerc să găsesc miercuri noaptea. Nu pot să intru în casă, frate, că îmi sar oamenii la gât. Locuiesc în zonă, spunea cineva pe Facebook, asta căutam, îmi pare rău, nu mai găsesc în momentul ăsta tot și toate plângerile astea care oamenii le-au, da, pus pe Facebook. S-au schimbat, nu mai sunt aceiași vecini pe zonă. Nu pot să parchez, să mai intru la mine în curte cu mașina, că sunt mașini parcate peste tot. Cine a gândit posibilitatea să intri cu mașina cât mai aproape de Bâlci, a gândit-o prost. Da, a fost închisă strada Griviței, deci nu mai dădea acces de la intersecția cu Dimitri Cantemir, parcă se cheamă strada aia. Deci până la școala 7 era oprită circulația, intrau numai riveranii. Nu știu dacă acum tu vorbești din ce-ai văzut sau da, din ce-ai văzut. Citit. Nu, că eu am fost acolo. Știu că oamenii s-au plâns pe Facebook. Frate, nu mai pot ieși cu mașina din propria curte. De ce? Că sunt mașini parcate la mine în poartă. Bun, și de ce n-a chemat miliția locală? A chemat miliția locală până la urmă omul. Acum da, nu am vorbit cu respectivul. Aici e problema. Că sancționându-i, apelând la organele responsabile, da, fiind sancționați respectivi. Nu, întrebarea care vine logic este, ar trebui un spațiu special dedicat în afara orașului Bâlciului sau, mai pusese cineva întrebarea asta pe Facebook, n-ar fi ca lumea să se facă un părculeț de distracții de categoria unui Bâlci în afara Romanului, pe unul din terenurile care stau nefolosite, gen să facem un, să nu fie temporar, să fie permanent. Mm-hmm. Mă, vrei să ieși cu copilul tău și dai în mașinuțe astăzi, mâine, marți, în martie, septembrie? Nu cred că ar fi rentabil. Deci din punct de vedere economic, pentru că treaba asta ar trebui să o fac un privat. Și nu cred, nu văd eu că ar putea să meargă. Mă, dar există orașe de distracție? Nu știu cum să-i spun, ferry, dracu, cum se cheamă la ăștia? Nu știu. Și acum, încă o chestie, deci Bâlciul este organizat la marginea orașului, dar ca să ajungi la orice marginea orașului, treci prin oraș. Da, corect, numai că oamenii, zic, nu spun eu chestia asta, eu la Bâlci nu mai merg, nu mă întreba de ce, îmi displace aglomerația, mirosul, e Bâlci, de-aia se cheamă Bâlci. Da, eu m-am bucurat foarte mult pentru că lumea a spus că a mers la Bâlci și a simțit putoarea. Putoarea de la groapa de gunoi. Și putem vorbi despre groapa de gunoi. Groapa de gunoi, despre... care nu se mai închide niciodată. Da, nu se mai închide... Am fost zilele trecute, apropo de asta, sărim puțin de la Bâlci, nepotul meu se străduie să-și ia permisul. Da. Da. Nu, mă gândeam că îi povestești că ai fost la Iași. Nu, am fost și la Iași. Într-un oraș civilizat. N-aș zice chiar față civilizat. Față de roman? Da. Față de Roma. Vorbim de un oraș de 8 ori mai mare. Da, haide, zi. Nepotul meu să se duce să-și ia permisul, face școala de șoferi, da? Și zic eu ca un unchi responsabil, hai că vă dau mă dau singur în gât cu o ilegalitate în momentul ăsta, da? Dar fiindcă nu puteți să o și dovediți, rămâne la stadiul de poveste. L-am dus undeva spre marginea orașului, zic, hai mă, Vasile, să pui și tu piciorul pe pedale ca să vezi cum e, să-ți faci o idee. Nu, se face, dacă n-ai permis, nu trebuie să dai nici măcar dacă nu e pe drum public, dacă nu e pe drum public... Eram în oraș, spre groapa de gunoi. Și zic, hai să vezi măcar cum e. Îți cam de la vedere acolo. Ghinion pentru... Da. Așa. Las-o așa. Și zic, hai să vezi, să te obișnuiești măcar cu scaunul, să vezi cum e să ții volanul în mână. Păi, na, intri în școala de șofer, nu că să-i dai o lecție. Erai cu prima lecție, dinainte de prima lecție. Da, să-și facă o idee despre cum e. Nu că, domne, acum eu vă spun,
lăsați instructorii, iau să-și facă treaba, pentru că ei corect, sunt pregătiți corect, pentru așa ceva. Dar eu ca un unchi, da, zic, hai să vezi cum e. Și l-am dus pe acolo, pe la groapa de gunoi. Pe la groapa de gunoi, care, vorba ta, e adevărată groapă de gunoi. Pe strânduța aia de la hidroterm, e acolo? Parcă da. Până la groapa de gunoi, cred că sunt 100 de câini. Una la mână. Alături și adăpostul pentru câini. Da, da, ăia, știi cum eu mă gândesc cât de frustrant e pentru cei din adăpost să-i vadă pe ăștia la alți 100 mergând liber pe lângă ei. Da, și ăia liber se uită cum ăia din adăpost mănâncă. Da, și asta, corect. E, și albatroși, știi cum e un scenariu de la post-apocaliptic arat acolo, pescăruși, nu știu, da. Albatroși, pescăruși, ce o figă aia plus acolo. Ciori. Plus ciori, e așa o combinație dubioasă și niște oameni care urlă la tine că ce cauți pe acolo. Aici n-am reușit să înțeleg. Dacă umbli pe acolo, ce cauți mă pe aici? Frate, pe stradă, dă-o dreacu, adică ce să caut? Merg, de culo colo, da? Da. Și, într-adevăr, îți ia nasul. Asta vreau să zic, de fapt. Da. Îți ia nasul, frate. Da, da, putoarea aia vine spre oraș. Că nu e amenajată. Se filtrează poate până pe centru, se mai diluează putoarea. Acum înțeleg că nu-i vina nimănui, e că nu mai dau ăia dracu drumul odată la groapa de la Girov sau ce se întâmplă. A, Girovul, centru de sortare de la Cersanit, de acolo, de la acolo cordon. Și nu le folosește nimeni. Da, și alea se distrug, e jale. Nu mai discut despre subiectul ăsta, e o mizerie cruntă, e o... Dar poate reușesc ăștia la centrul regional al asociațiilor municipiilor din România, care a avut prima întâlnire loc la Bacău. S-au exact întâlnit de la mare... Da, din Bacău, Moinești, Onești, Botoșan, nu mai vedem știrea, că e, da, ne interesează prea puțin. Bacău, Moinești, Onești, Botoșan, Dorohoi, Iași, Pașcan, Piatra Neamț și Roman și-au numit și președinte prin persoana lui Cosmin Necula, vicepreședinte, pardon, în comitetul director al asociației, primarul Bacăului și președinte al centrului regional al Asociației Municipiilor din România. Plata persoanelor vor fi doi angajați, plătiți din cotizație, adică nu intrați în... E, este Asociația Comunilor, acum e Asociația Municipiilor care încearcă să ei facă... Ei vor să facă macro proiecte, vor să... Ce să... Bun, Doamne ajută, să le facă, să le ducă la... Dar poate ne ia gunoiul ăsta din Bacău, să-l ducă în... Dar nu știu, Bacău are groapă ecologică. Nu știu care e... Spun că e un județ întreg acolo. Dacă orașul Bacău, dacă județul Bacău are... Normal ar trebui să aibă, de exemplu, județul Suceava, în momentul de față, nu are groapă ecologică, pentru că lucrau la groapa ecologică unde? Pe vârful muntelui, la Mestecăniș. Da? Da. Până s-a sesizat cei din presă, până s-a bătut destul de mult... șaua să priceapă calul și au staționat la un moment dat lucrările acolo, nu știu care e treaba. Ce să vedem? Atât datorează romașcanii la apă. Da? 470.000 sau 94 de lei. Virgulă, e aici? Virgulă 49, da, la noi virgulă. Deci 4 miliarde jumate. 470.094 de lei datorează 23 de asociații din Roman la serviciile de apă și de canalizare. Eu am șters toată lista de asociații, că era defalcat. Avem știrea, dacă vreți să o revedeți, să vă plictisiți. E lungă știrea? Că aș vrea să fie văzută. E lunguță, da. Mai ales că vin toate cele 23 de asociații, fiecare cu banii ei. Datoriile asociațiilor fluctuează de la 120 de lei până la 4-5 mii de lei. Datorii. Stai așa. 500 de mii împărțit la 25, fine, la 23 de asociație, da, înseamnă cât? Un 20 de... Să văd care ar fi media datoriilor pe asociație. Dar nu știu dacă tu spui spun de ce e important. Când mi-ai spus acum, împărțit la 23, aproximativ... 21.739. Deci nu pare o sumă mare.
210 milioane de lei pe asociație? 210 milioane de lei pe asociație, ținând cont că sunt... Poate pentru tine. Nu, nu, nu. Mă refer la număr de membri. Dar fii atent aici. Ai spus că sunt asociații care au 120 de lei datorie. Da. Și asociații care au... Și ea gândește că diferența până la 200 de milioane, da, e la altă asociație. La altă asociație. Și sunt asociații... Exact. Deci sunt asociații care e doar la bască. Vi le-am citit ieri pe toate. Dan nu are de unde să le știe și probabil nici nu o să vadă știrea, dar sunt asociații cu sume mari, într-adevăr. Și acum, pe cât înjurăm noi APA Servu, eu în mod special, pentru că am intrat într-un fel de război personal cu... Da? Trebuie să le dau și lor dreptate. Sunt niște servicii pe care, bă, frate, trebuie să le plătim. A, că scumpe, nu ne plac, îți derahate, etc. Dar e un serviciu pe care trebuie să-l plătești la final. Da, nu poți să folosești altceva. Alt serviciu. N-ai, dar nu ai altă variantă. Alternativă, da. Ionu, și... Hai să vedem la Ionu ai pentru distribuție, ai... Mai este acum Energo? Nu, poți să te muți pentru curent electric la alt distribuitor. Da, asta spun că nu se modifică nimic în instalație și asta. La gaz, deocamdată, nu înțeleg chestia asta, stai, scuze-mă. Nu se modifică nimic în instalație. Deci, practic, eu zic, nu mai vreau să lucrez cu Ionu, dar lucrez cu alt distribuitor care ia curentul de unde? De la Ion! Că e același sistem, nu, e același cablu, e același fir. Eu de unde ia curent? Se joacă pe bursă, ei cumpără curent. Și bucățica de curent care vine la tine... Curentul, dar sistemul? Că nu vine să-mi trag alt fir. Transelectrica e cea care se ocupă cu transportul curentului. Aha. Restul după aia e altă treabă. Deci E1 este producător de curent? Nu. Atunci de unde îmi dă curent? Eonul ia curentul de la producători, de la centrale termoelectrice, de la hidrocentrale, de la centrale nucleare. Ca să vorbim, Eonul este un intermediar. Da. Eonul nu produce nimic. Eu nu știu dacă produce. Poate are ceva în proprietate. Poate are ceva în proprietate. Deci eu dacă îmi pun un câmp fotovoltaic la ieși, al meu, pe terenul meu, îmi fac un câmp fotovoltaic, dar vreau să-mi aduc și curentul acasă, musai trebuie să-i plătesc cuiva pentru că mi-l transportă pe firele lor. Da, pentru că aici e problema. Aici e problema. Unu, cei de la Transelectrica sau de la E.ON, noi vorbim de zona noastră, deci, că E.ON-ul e pe partea asta, Moldovei și nordul țării. Problema este cu transportatorul. Deci cine să ducă curentul, deci trebuie să meargă pe instalații deja existente. Și îmi spui că asta se numește transmăsa pe gheață. Da, transelectrica. Transelectrica. De reținut, de ce? Care e a statului. Ok. Dar fac niște bani și au niște șpăgi directorii de acolo sau luau. Transelectrica deține firăraia. Bun, dar după aceea mai ai încă o chestie. Că cei care produc, cel care distribuie, așa. Deci când o cracă de copac peste fire și jurnaliștii de acolo rămân fără curent, nu e vinovat unul. Nu. El îți dă continuare curent, doar că nu ajunge la tine, nu? Transelectrica e pe linile de medii și înaltă tensiune. Bă, oameni buni, mă sparg chestiile astea. Deci, până la urmă, cine mă lasă fără curent? Dacă acum pică curentul dacă pică curentul de la în altă tensiune, nu mai ajunge curentul în stația de transformare de la Cersanit sau de la Liceul 4 sau de la Tic-Tac, da? E pe transelectrica. Deci pe stâlpii aia mari sau transelectrica. Eu așa știu. Eu așa știu, da. Bun. În altă tensiune. De acolo și după aceea vine Eonul. Deci electrica ți-a dus până acolo. Uite, ți-am adus în curte, ți-am descărcat două gălezi de curent electric. Da. Și de aici deci dacă stâlpii care sunt în oraș, deci stâlpii care sunt... Transportator care vin de altui transportator, care vin de altui transportator, care vin de 1000 de 8 deci, ori prețul. E vorba de autostradă, da, drum național, drum județean, drum orășenesc, drum comunal, drum sătesc. Dar da? Fiecare închiriază celuilalt sau de ce la mine ajunge de 8 ori prețul? S-a construit separat. Deci nu a fost un singur construcție. A fost pe vremea comuniștilor, da? Unul singur. Dar și acolo cred că era rupt IRE-ul sau cum se chema pe timpul comuniștilor. E vorba de chestia asta, de a transporta. Una e să transporti la distanță mare, pentru că trebuie să ridici la înaltă tensiune ca să ai pierderi cât mai mici. Da. Iar după aceea noi ce se transportă la 220
Da, ca, cum ajunge? Trebuie să vorbim cu un electrician, dracu, cineva. Da, ca să ne să spun și prostii. La fel se întâmplă și cu apa. Sau dacă nu, explicăm de ce Roma nu este una din localitățile cu apa cea mai scumpă din lume, cred că. Păi, fraierul cel care plătește, nu cel care cere prețul, da? Deci vorbim de, și adevărat, și de datorii foarte mari către furnizorul de serviciile de apă și canalizare, dar și niște prețuri foarte mari pentru apă. Există să există o explicație logică. Apa care cade la noi mai pură, care vine în Roma, nu, e... S-au plătit și s-au plătit pierderi și se plătesc pierderi. Sunt încă cei de la Apa Serv nu știu toate conductele pe care le au. Bun, deci, au moștenit un sistem învechit. Fără un plan. Povestea primarul într-o conferință de presă că cei de la Apa Serv au lucrat și au dat peste o conductă cu apă. Și nu știau. Nu apare în planuri? Nu apărea în planuri. Deci era sub o altă conductă de-a lor. Da? Deci o conductă și mai veche. Și dar și-au luat și numai care vede și, faza, deci cineva, apa circula pe acolo și cineva folosea apa respectivă. Acum nu mai știu, pentru că nu a mai ajuns nicio informație în presă, sau cel puțin n-am fost de față, dacă s-a dat vreodată vreo informație de genul ăsta, măsura a fost destul de simplă, propusă de primar și care trebuia să spună opriți apa și vedeți cine țipă. Cine se plânge. Cine se plânge înseamnă că lua apă. Da. Că, ori era o conductă veche și care ieșea la un moment dat pe că anumite era părți. Cu bere, mă. Nu era cu bere, era cu apă. Și nu se plânge nimeni, scuze-mă, ce scurge domnule la robinet? Vodcă. Las-o așa, bere curge. Da. Hai că până la urmă vedem. Avem datorii. Nu, că ai zis că e lungă și... E lunga naibii. E lunga naibii. Deci sunt datorii de aproape 5 miliarde de lei vechi. Deci dacă... Așa ne-a ieșit 5 miliarde? Păi 470 de mii de lei vechi. Da, da. Deci aproape 5 miliarde s-au mai adunat. Și serviciile Apa Serv, ce e adevărat, e adevărat, adică nu e nimic de... Sunt scumpe, dar trebuie totuși plătite. Deci că beneficiem de ele, vrei, nu vrei, asta este. Da, trebuie nu contest treaba asta, ei trebuie să aibă stabilit foarte clar cu asociațiile un parteneriat, pentru că prin asociații au chestia asta. Ei s-o pun, cred că în continuare, facturări individuale. Cu toate că, uite, mă gândesc, de ce să mă duc eu să plătesc un intermediar pe care să-l și plătesc, nu să-i dau doar banii facturii în mână, ci să-i asigur și salarizarea unui intermediar, când pot să-mi rezolv singur toate problemele. De ce? Adică la E.ON pot să-mi plătesc prin PayPoint toate facturile. Și aici la asociație. Și la, aici musai trebuie să mă duc la asociație. Și îl țin pe nene ăla sau tante aia, care de obicei are 100 de ani și e arțăgos și... da? Ca să ce? Să fie șef de asociație? Păi... Nu vreau o asociație, nu mă obligă legea să fiu asociație. Este prin lege stabilit lucrul acesta. Sunt obligat să fac parte din asociație? Da. De asta. Păi dacă n-am fost niciodată proprietar, nu știu. Da. Sunt obligat să fiu parte din asociație pe care nu mi-o doresc. Pentru anumite chestii administrative. Care, bre? Care pot să se... unele... se pot depozi de barasa, deci cu apa, de exemplu, da. Poți să ai contoarul tău și nu mai... Da. E vorba de curățenie, lucrări de întreținere, uh-huh. Da? Vezi și în filmele americane că este un administrator de bloc. Da, dar deține blocul respectiv. Nu neapărat, e numit administrator de proprietar și are datoria de a se duce să ia chiria. Da, mă, dar ăla se ocupă de toate. El trece, am venit după chirie. Nu păi te duci să faci coadă la omul pe care l-ai angajat. Nu, poți plăti prin diverse metode, dar și la noi, de exemplu, în Timișoara, cei de la asociații de proprietari, de la unele asociații de proprietari, se duc la vecini. Bună ziua, suntem de la asociații de proprietari, aveți o problemă, noi am venit și după bani, că aveți bani, ne puteți înțeleg, da. Înțeleg rostul. Deci, asociațiile de proprietari încă sunt lipite de spațiul la birou. Da. Și iese prea rar. Iese din birou, dar iese prea rar. Sunt asociații și asociații. Oameni care se implică, oameni gospodari, oameni care au o viziune și pot să facă, să mobilizeze pe cei din asociație să facă anumite lucrări, să rentabilizeze anumite chestiuni. Pentru că în momentul în care asociația se implică, pe țevile comune,
da, de la subsol, pot să se implice să facă sistemele de contorizare performante și să verifice orice pierdere de pe traseu și să evite astfel cheltuieli inutile care apar sau cheltuieli suplimentare care apar nejustificat la oameni. Dar ține de implicarea acelor oameni din asociație, președinte, administrator. Și aici apar discuții. De exemplu, oamenii spuneau, domnule, femeia de serviciu nu-și face treaba ca lumea. Da. Tu ca președinte de asociație, administratorul asociației, pentru că este președinte, administrator, membri, cum reacționezi? Iei partea angajatului tău, femeia serviciu? Dar ce e angajatul? Partea... Nu e angajatul asociației. Dar tu ești șeful, da? Ca președinte, da? Tu îi plătești salariul, tu ai făcut fișa postului, tu ai angajatul. Ce vreau să spun? Când vine, tu ești președintele asociației și da, eu vin și spun, femeia serviciu nu-și face treaba pe scară, nu mătură ca lumea. Care ar trebui să fie reacția ta ca și președinte? Iei apărarea femeii serviciu, spui, nu, ea își face treaba. Nu, mă așa-o la picior, frate, să văd dacă își face treaba sau nu. De văzut, exact. E curățenie pe scările alea sau exact, nu? Arată bine, ea a irisit, a închis geamurile, a spălat perdeluțele, a turnat apă la flori sau ce dracu face ea? Are de măturat și spălat casa scării. Da, și de strâns gunoaiele din jurul scării. Sunt scări mai mizerabile cu așa? Cu proprietari mizerabili. Da, uite, de exemplu la mine, la bloc, cât de cât încercăm să ținem sub control și să arătăm cei 7 ani de acasă, da, făcând curățenie. Dar nu de puține ori, și mai ales acum în perioada bâlciului bun, hai să zicem că e o perioadă anume din an și scurtă, vin alții noaptea mănâncă semințe și beau bere, da, pe bancă și clar că a doua zi dimineața găsește semințele pe jos, nu m-ar deranja foarte mult coșurile de semințe pentru că ar putea să le arunce pe iarbă și ele sunt biodegradabile. Corect, da. Pe ciment e partea nasoală, dar hai zicem că ies cu mătura și mătur eu, nu e problemă, dar hârtii, restul de la mâncare, sau vine cineva de la țară, bănuiesc eu, că altfel nu pot să le explic, vine și mănâncă pe bancă la bloc la mine. Foarte bine, dar dacă ai lăsat ambalajul acolo, de la Pariser, pielița ai lăsat-o acolo, sticla ai lăsat-o acolo, ce înseamnă asta? Te-ai dedicat ca bou de acolo. Da, asta, exact asta înseamnă. Deci avem animale de genul ăsta care sunt două pe picioare. Pe de altă parte, e o persoană plătită să strângă. Bun, persoana aia nu poate să fie tot timpul să stea acolo după oricine. Ea vine cu un anumit program. Pe scară trebuie să măture de două ori pe săptămână sau de trei ori pe săptămână, să spele de două ori pe săptămână sau o dată pe săptămână sau de trei ori pe săptămână. Da. E stabilit chestia asta. Ea nu este acolo, lângă scară, să stea când aruncă cineva hârtia, pac, s-o prindă. Corect, și asta am înțeles. Bun, să adună chestia asta. Deci, ceea ce ai spus tu este foarte corect. Să vină să vadă care se treaba și să țină, frate, legătura cu șefii de scară, că am înțeles că există și așa ceva. Există și șef de scară, corect, păi, da. Primesc cel puțin de vreo 8 ani încoace adunarea generală a... Ok, sunt de acord cu adunările în general, da? Dar de vreme ce am un șef de scară cu care vorbesc. Bă, nea cu tare, nu ar trebui să punem și noi niște neoane sau un senzor de ăla de lumină sau da, de mișcare sau, da, un câine de pază. Nu trebuie să mergem 14 reprezentanți de apartamente la o adunare unde poate să meargă șeful de scară cu care ai vorbit, l-ai delegat și el își face treaba. Da. Ai, da. Nu reușești să plice. Nici ca peste tot unde sunt mai mult de doi oameni pot să apară neînțelegeri. Da? Foarte greu au înțeles în asociații, oamenii din asociații, oamenii mai în vârstă, dar nu numai, că aici iarăși marea mea mirare, deci rolul de a face o investiție în acei senzori de mișcare care să aprindă becurile. Da. Deci, adică intri, nu se mai stai să cauți, intri într-o scară de bloc să cauți un întrerupătorul. Că aia să stinge. Și aia se stinge, nu mai stă toată noaptea aprins. Că luai și aprindeai la ora 8:30 sau 6 în toamna, iarna, da? Și rămânea până dimineața la ora 6, primii treceau în fugă, oricum era pe întuneric, iar cei care plecau la ora 8 s-ar putea nici să nu mai fi sesizat de la lumina de afară că este aprins și becul. Și rămânea becul aprins și se adună la consum.
multe. Iarăși nu înțeleg chestia asta. Majoritatea scărilor de bloc și-au montat interfon de comun acord cu toți locatarii. Bă, frate, să ne punem și noi interfon. Că e absurd să stai cu ușa deschisă dreacu. Vin boschetarii, dorm, își fac nevoile în casa scării și mai nașpa pentru ora de la parter. Înțelegi că era de la 4, doar la pască sau de la 3 sau de la 2. Tot stai prin căcatul de jos. Da, dar la ăla de jos duhnește în casă. Bun, și asta e adevărat. E mare problemă. E adevărat, crede-mă că eu stau la parter și am văzut la căcat în fața ușii la mine până m-am plictisit. Da? Până când băieții au zis, bă, frate, trebuie să ne punem interfon. Și au pus interfon, mă, în sfârșit. Foarte fain, se poate suna la interfon. Toată lumea sună la parter, nu mă întreba de ce. Toți cei care vin, alo, publicitatea, poșta, factura, verificăm telefoanele, verificăm aparatele, nu știu ce drag, tot sună la apartament, la mine. La primul apartament. Asta este, hai, și cu asta am reușit să trăiesc. Sunt un om popular, da? Și cu asta am învățat să trăiesc. Poze la interfon? Cum? Ai pus poze la interfon? N-am pus poze la interfon. Dacă mi-aș pune cu... Bă, suntem într-o emisiune, mă, lasă! Da? Ce n-am înțeles, în schimb, este să lăsăm ușa deschisă, să se mai aerisească. Nu, frate, avem geamuri. Nu. Care e răspunsul de corona dacă ții ușa deschisă? Ușa, în principal, o ținem închisă pe timp de noapte. Ziua stați cu ușa deschisă și voi? Ziua, în general, stăm cu ușa deschisă. Bă, dar de ce? Pentru că să se aerisească, pentru că la mine, deci vorbesc strict de scara, okay, da, hai, deci mai vine putoare de la, de jos, de la subsol. Și nu există niciun geam pe toată scara aia. Din construcție, bloc din lume care are un perete. Nu. Știu blocuri care n-au niciun geam. Da, ok. Deci care întuneric. Dar geamurile sunt turnate, deci nu-i cu... Am văzut, nu, geam pentru a pătrunde lumina. Am văzut la alte scări de bloc, într-adevăr, au făcut cu ani, cu zeci de ani în urmă, au luat și au făcut un geam, au montat balamale și au făcut o bucățică de geam să se deschidă, pentru a face o aerisire. Una la mână, doi la mână, ai copii care se joacă, știi? Și nu ca să sune la interfon tot timpul, s-ar putea să nu ajungă copiii, să ia, deci pentru treaba asta și pentru că ei sunt în fața blocului și sunt vecini în fața blocului, deci nu e problema aici, e un comun acord. Deci la noi pe scară, deci ușa este deschisă și știm, băi, e ora 8:30, vecinul care era de obicei plecat în concediu, deci eu închid ușa în momentul ăsta. Cine e responsabil cu ușa? Nu. Suntem atenți cu toții. Deci v-ați înțeles ce trebuie, da? Ne-am înțeles. Ei, aici apar situații, depinde de zonă unde ești și așa mai departe. Pentru că mie, când mi s-a furat bicicleta de pe casa scării, mi s-a furat, deci, la etajul 4, bicicleta legată cu lanț. Cineva a făcut un efort. Pe scara blocului, în momentul în care ușa de la intrare a fost închisă, pentru că era în ianuarie și ușa, deci pe timp de iarnă nici nu se pune problema să rămână ușa deschisă. Păi și ce, mă, doar nu era Batman să vină pe sus ăla, n-a intrat pe ușă, normal. Bun, a dispărut bicicleta de etajul 4 din scară cu interfon. Într-una din zilele trecute, mergând pe ideea asta că să lăsăm ușa deschisă să aerisească, m-am împiedicat de un boschetar. Că am deschis ușa la apartament, zic să vin la muncă, să-mi rup gâtul, că am călcat pula. Bă, ce faci aici? Dorm. Se odihnea omul, la mine zice, nu, mă, n-am nicio problemă, frate, n-ai unde dormi, pune capul jos și altele, dar după aia mi-a picat, la ce dracu mai avem interfon, frate? Dacă poate intra oricine, adică eu am avut senzația că la interfon suni și vezi dacă e respectiv acasă. Dacă e ușa deschisă, urci până la 4, doar ca să-ți dai seama că ăla nu e acasă. Când puteai să stai în ușă. Da, la interfon jos afli și treaba asta, să știi. Da, cu boschetar am avut odată o chestie, era urcat la etajul 4, fiind mai cald să doarme, era toamnă, iarnă. Sunt și oameni de ăștia care nu au adăpost. Deci omul, cum să spun, imediat s-a retras, a plecat, era cu bun simț, deci nu era... Ăsta nu a fost cu bun simț, mi-a lăsat și un cadou chiar. Da? La plecare, da. Deci te-a avut mai... Hai să vedem știrea de la spital, pentru trecem că la gărzi, și de spital. Trecem, da? La gărzi mai bine plătite, în sfârșit medicii și-au atins parțial cel puțin țelul, ținta, scopul, cum să-i spun, targetul, tot încearcă de ani de zile să forțeze guvernul într-un mai sunt duși cu zahărelul medicii, deci nu sunt încă uniți, nu au un sindicat puternic, nu sunt coerenți. 35.000 de semnatare unei declarații de responsabilitate pe internet,
35.000 de semnatari care spun că ei nu doar că nu susțin, dar luptă puternic împotriva șpăgii de orice tip. Da. Presupun că vorbim de medicii, nu știu cum să le spun, cei tineri care vin de acum. Cei care sunt în mediul privat. Care sunt în mediul privat, n-am înțeles exact, pentru că e atât, doar dați share masiv ca să vadă țara că nu toți medicii sunt șpăgari. 35.000 de semnatari care au dat o declarație, un fel de declarație pe proprie răspundere că nu iau și nu au luat niciodată șpagă. Ai, imposibil de verificat, evident, nu se poate verifica. Da, da, de, cine e în mediul privat și taie chetanță, deci ar trebui... Bun, dau deoparte stomatologii, pentru că și aici avem o altă discuție. Dar ceilalți medici trebuie să știm că dacă e pe cabinet privat, se plătește și nu mai trebuie să pui niciun leu în plus. Hai să vedem știrea. Hai să vedem știrea și să pe urmă să ne... După aia poate găsești și tu... Nu, nu am. Ce să găsesc? A, aici, nu, mă gândeam că cauți chestia cu cei 35.000. Bun, hai să vedem știrea și după aia... Ne întoarcem imediat, să avem și o pauză pe emisiunea asta. Sindicatele medicilor au reușit să se facă auzite și să obțină, după protestele de săptămâna trecută, majorarea veniturilor salariale. Decizia guvernului de majorare a veniturilor medicilor obținută din efectuarea gărzilor a fost bine primită de către oamenii în halate albe. Am primit cu bucurie vestea că guvernul a hotărât suplimentarea plății gărzilor care sunt prevăzute prin contractul adițional. Ne bucurăm, dar ne pare rău că începe această plată de la 1 octombrie. Dacă acest contract a intrat în vigoare de la 1 august și a fost semnat, era normal ca această plată să intre de la 1 august. Medicii din Spitalul Municipal de Urgență Roman au semnat acest contract adițional cu conducerea unității pentru o lună de zile, urmând ca la sfârșitul acestei luni să se semneze contractul și pentru perioada următoare. Plata gărzilor urmează a fi majorată de la 1 octombrie la nivelul anului 2016, iar sporul de noapte urmează a fi și el majorat cu 25%. La această plată la nivelul salariului din 2016 și salutăm hotărârea guvernului. De asemenea, ne bucurăm că aceste plăți vor fi plătite și cu 20%, vor fi făcute și cu 25% sporul de noapte pentru gărzile efectuate normal în cursul nopții. Pentru luna august a fost întocmit graficul de gărzi, fiind acoperite toate secțiile spitalului. La noi în spital, deci prin semnarea contractului și pentru o lună de zile, pentru luna august, gărzile au continuitatea lor, medicii își desfășoară activitatea conform programului, listele de gărzi au fost întocmite și toată lumea își vede de treabă așa cum și-a făcut întotdeauna activitatea medicală, nu a avut de suferit în Spitalul Roman. Și am înțeles că se înființează și cea de a doua gardă pe ortopedie, traumatologie. Eu am înțeles că se fac demersuri pentru aprobarea acestei gărzi. Nu știm dacă încă a fost aprobat sau nu. Dacă este necesar, colegii își vor desfășura activitatea conform hotărârilor luate de conducerea unității. De reamintit și faptul că la nivelul Spitalului de Urgență Roman se fac demersuri la Ministerul Sănătății pentru înființarea celei de-a doua gărzi pe secția de chirurgie traumatologie necesară descongestionării cazuisticii la nivelul Centrului de Primire Urgențe. Tot înainte, da? Da. Nu vreau să caut chestia cu 35.000 de semnatari. Aia mi-a plăcut în schimb. Știi că a fost așa, am zis, ca un fel de declarație de, nu știu cum să-i spun, de responsabilitate. Nu știu cine să... Nu se poate verifica. 35.000 de semnatari n-au luat niciodată șpagă. Nu se poate verifica. Vorbesc însă, vreau să ajung, spuneam, medicii și-au atins cumva parțial targetul, au reușit să facă guvernul să le acorde cei 25%, majorarea de 25% pentru gărzile suplimentare, nu? Vorbim de... Da. Gărzi. Și mă luasem la harță cu cineva pe internet de ce anume se fac gărzile astea și de ce medicii ajung să stea câte 36 de ore 36, 72 de ore în spital. Nu sunt destui medici.
Primarul ne-a arătat, cauză. Nu știu dacă ai fost, n-ai fost la conferința aia, nu, în care a venit cu organigrama pe care nu decide el, acum am înțeles și eu, o decide Ministerul Sănătății, numărul de cadre, de persoane angajate în spital. Corect? Da, da, dar... Se ajunge la situația asta în care un medic stă câte 3 zile în spital pentru că nu are un locuitor. El ar putea să facă gărzi mai scurte sau să meargă pe schimburi. Da. Dar dacă ai un singur medic... Aici n-am reușit să înțeleg și am pus pe Facebook și m-am luat seama harță cu oamenii. Ce preferăm? Să avem un număr mic de medici care să câștige mai bine cu 25% pe gărzi, dar să-ți moară în 5 ani de epuizare? Că nu poți să stai numai în spital, da? Le dai o cameră în spital și vin oameni cu dulap, cu pat, cu nevastă, cu copii și se mută în spital. Da. Sau angajezi dracu mai mulți medici. Să ai de unde să angajezi. Păi, adevărul că pleacă sute de medici, pleacă anual pleacă pentru că sunt mai bine plătiți și pleacă ca și câștig, ei pot să câștige aici la fel cum câștigă în afară. Dar sunt mai multe aspecte. Câștigul de aici, din țară, este mare parte din câștig, e acel câștig din șpagă. Da, cred că îi obligă situația. La modul ăsta, deci mă refer la doctorii, nu care cer, care își fac treaba și la urmă în buzunare primesc niște bani. Și am zis, domnule, atâta vreme cât sistemul nu mă condiționează, clar, pentru că în momentul în care văd, și repet treaba asta, că am spus-o de multe ori, da? Când văd că medicul nu se mișcă decât până bag banul în buzunar, atunci am o problemă, acela nu este ok. Medicul care te-a preluat, își face datoria, îți explică, îți vorbește, îți dă tratamentul care trebuie, te face sănătos, nu știu ce, clar că îi dau... Deși el este plătit de casa și de asigurări de sănătate. Deși are un salar, da? Da. Ei, dar știu că acel salar nu este încă la nivelul care trebuie. Ei, știu că... Nu de casă, zic, de minister, pardon. Da. Da, tot banii vin tot de fondul. Da. În fine. Medic care în România câștiga echivalentul a 4.000 de euro, da? Dar pentru 2.500 cam tremura când avea în buzunar, pentru că erau pe sistemul ăsta și nu era nici constantă chestia, da? Erau mai mulți pacienți, era suma de 4.500, luna următoare putea să fie 3.500, o diferență de 1.000 de euro care contează în niște calcule care ți le faci tu cu familia, vrei să te duci pe un alt standard de viață, pe alte chestii. Și a preferat să plece la 3.200 de euro în afară, știe că la sfârșitul lunii ăștia sunt banii care intră pe card, știe ce are de făcut, își face treaba, a spus, nu mai e stresul din România, nebuneala din România, câștig acești bani. Deci, mai puțin decât câștiga aici, dar are o liniște și o siguranță a viitorului copiilor, pentru că e altă treabă. Pleacă, deci nu numai banii sunt cei care țin, dar și banii au un rol important. Și medicii, după 6 ani de facultate și încă 5 ani, 6 ani de rezidențiat, unde de-abia din anul al treilea de rezidențiat încep și ei să ajungă la pacientul care dă bani, deci numai, hai să zicem, numai 6 ani de facultate și primii 3 ani, sunt 9 ani în care investești, dar nu scoți nimic. Dar investești pentru și atunci ce facem? Încercăm să facem un fel de, măi, e logic să ia șpagă. Nu e logic. E un fel de motivație asta. Timp de 10 ani am investit în studii și acum nu scot un leu că guvernul își bate joc de mine cu un salariu de rahat, că mă obligă să ia șpagă. Dar omul respectiv își face treaba ca lumea. Acum, sunt medici care lucrează la stat, da, în spital, și au și în clinică privată. Da. Și își fac de acolo niște bani și chiar sunt mai relaxați pe spital, unii. Deci depinde acum de fiecare om, că dacă e lacom, ia pe clinică privată, ia pe spital, ia pe oriunde și nu-și face treaba ca lumea. Da. Da? Dar dacă este cumpătat și asta, pe ce aia din clinică privată și cu ce aia de la spital, așa, merge treaba... Știu cum trebuie. Deci depinde de om,
de educația lui, de bunul simț al lui, de, de modul de reacție al nostru ca și pacienți, da? Să cerem să fie totul așa. Eu am ajuns iarăși în contact cu Centrul de Primiri Urgențe de data asta într-o zi, în plină zi și foarte aglomerat. Ți-ai făcut abonament acolo sau nu, ce? Nu, a fost o problemă și a trebuit să ajung. Nu am fost eu, din fericire, eu ca pacient, eu. Dar, așa, s-au mișcat destul de repede, ceea ce sare în ochi clar sunt, și trebuie să spunem, aici în Roma sunt acele persoane needucate și țiganii care vin în, cum să spun, cu tot clanul acolo și fac, creează o stare de agitație, da. Creează o stare de presiune, de aiure. Deci era pentru, pentru o mamaie care a avut un pusăr de tensiune, foarte bine, nu știu ce, dar făceau presiune să intre acolo, să fie grămadă toți, țipau. Acum, eu ca și bodyguard n-aș fi permis treaba asta, să țipe la bodyguard, că de ce nu i-a spus că are tensiune baba aflat acolo, baba, că nu era babă. Deci, să luăm la harță. Nici cei de la firma de pază nu știu să pună piciorul în prag, să fie ferm, clar. Și ajungem la ultimul subiect al zilei. Activitatea de la Centrul Primiri Urgențe va fi monitorizată și audio. Apropo, da, deci nu doar video. Da. Și ajungem la ultimul subiect și cu asta vom, evident, încheia, că e ultimul. Apropo de nu știu să se impună. Bă, românii în uniformă n-au autoritate. Ba da. Nu, să mor dacă au. 11 polițiști n-au știut să țină în frâu o mulțime de oameni. Care erau probabil tot 11. Nu. 20. Eu am văzut că... am văzut vreo 4 sau 5 postări, deci la mine pe pagina de Facebook, și erau unele pur și simplu postarea cu filmulețul, da. Altele erau comentariu, polițiști, uite ce fac, uite cum, da. numai pe cine arestat. Dacă au făcut bine sau n-au făcut bine. Eu tot timpul am așa spus. Întâlnim, deci în practică există, deci în viața reală există acei oameni care au, cred că din copilărie, cred, sigur, au o chestie de asta, deci când apare polițistul înseamnă că e chitit pe mine, e rău, nu știu ce. Deci nu că eu am greșit, nu că eu trebuie să respect regulile și asta. Și sunt persoane care se dau cu culul de pământ, care fac așa. Și în situațiile astea, fiindcă era cazul de, e vorba de... baba, nu știu dacă era baba. Era o femeie de vreo 50 de ani. Da. Femeia respectivă. Era în buricul Bucureștiului. Da. Deci băieții au acționat cât mai curat. Mie mi s-a părut că au acționat în litera legii. În litera legii, dar mie mi s-ar părea corect. Mi s-ar părea util pentru ei să aibă, așa cum au polițiștii americani, acele aparate cu electroșocuri. Pentru că nu poți. Deci polițistul e acolo să monitorizeze o zonă și tot timpul lui, deci s-a dus pe treaba asta. Eram în Spania, eu nu vorbesc de ce au făcut femeia respectivă, că a trecut pe roșu și că nu s-a legitimat și că a refuzat să se legitimeze. Și a început să facă scandal. Și e băgat în mașină și mă, taci puțin că asta este. Și am plecat cu mașina. Da. La poliție unde trebuie să-ți dau amendă pe baza unor date. Nu asta e problema mea. Una la mână că au trebuit să o lase până la urmă pe femeie în pace. Cum, au lăsat-o? Au lăsat-o în pace. La final a venit o domnișoară polițistă și a început o negociere. Vai de țara în care infractorii negociază cu polițiștii lângă portiera mașinii de poliție. Vorbesc de cei 11 oameni ai legii, din care 3 erau ocupați cu femeia, dar ceilalți care n-au știut ce înseamnă crowd control. Eram în Spania, în Alicante, unde 2 grupuri s-au luat la harță undeva pe plajă. Era polițistul de pe plajă care, nu vă mint, era în pantaloni scurți și cu bicla, polițistul respectiv. I-a văzut pe ea că s-au luat la harță și era clar, omul a văzut că situația urmează să degenereze. Prea multă bere, prea mult soare, prea multe tipe cu sânii la vedere, e ușor să apară conflicte, da?
De ce ai dat, mă, cu nisip în mine? Vezi că mi-ai dat nisip în bere, da, m-ai scuipat sămânța în apă. Da. Academicieni. Bănesc toți erau academicieni. Da. Polițistul respectiv, care era cu bicicleta și în pantaloni scurți. Da, cu uniform. Cu uniform. Asta e uniformă de plajă, da? A sunat la dispecerat, au venit două mașini, grupurile deja se măriseră, fiecare și-a chemat prietenii în ajutor. Ce mi-a plăcut, aveau niște bastoane, uite, de astea, de ținut așa pe cot, în 5 secunde, în jurul celor doi principal recalcitranți, se făcuse gol. De ce? N-au stat să-i mergeți, vă rog, mai în spate, vă rog, mergeți. Nu, le-au băgat bastonul în piept și i-au împins pe toți. Da. Du-te, frate, în altă parte. Nu te apropia de mine ca polițist. Da. Nu te apropia. De ce? Eu sunt intangibil, sunt inviolabil. Sunt în uniformă, da, nu ai voie să te apropii de mine. Mă respir microbi. Da. Mă poți îmbolnăvi. Eu n-am de unde să știu ce să faci. Mă scuip sau îmi bagi un cuțit în față. Exact. Deci au venit cu bastoanele. Uite așa. Înapoi au făcut un loc, cred că 20 de metri de gol, în jurul celor doi care s-au certat inițial. Și acolo ăia au rezolvat problema. Da. Ăsta este crowd control. Nu lași oamenii. Cum adică dacă aia s-a dat cu cură de pământ și a început să țipe criminalilor, vin 25 de oameni și încep să-l înnăbușe pe cel care pune legea în aplicare. E absurd. Și tu lași să facă treaba asta. Vin 11 oameni ai legii care încep să se roage de oameni să lase pe ăla să-și facă treaba. Nu știe poliția să se impună. Da. Mai avem de lucru la capitolul ăsta. Eu înțeleg că ei nu vor să inflameze situația. E ca Sfântul Gheorghe, da? Nu te duci îmbrăcat cu tricolorul când îndeștea toate române, că trebuie să fii prost, e clar ce o să urmeze. Dar nu vor nici să inflameze situația inutil. Dar, frate, o țară de autoritate trebuie. Da, da. Și clar că aici, iarăși, nu lucrez cu academicieni. Nu lucrez cu oameni cu bun simț. Da. Că nu o să apară unul cu bun simț sau unul care își vede de treaba lui să se ducă acolo și să mai își fac treaba bine. Bun, stau și mă uit, da, din afară, să văd dacă face vreun abuz. Da? Da. Deci dacă îi mută dinții din gură, și dacă... Și filmezi de la o distanță respectabilă, las pe unul. Ei își fac treaba. Deci aici, și orice abuz, orice chestie trebuie sancționată. Noi mai avem încă mici probleme. Avem încă câțiva milițieni în sistem și încă câțiva educați în spirit milițienesc. Da, partea proastă și, că ies la conducere. Cam așa e. Deci cam așa e la conducere. Acum încheiem. Și aici e treaba, pentru că atâta vreme cât am depășit linia continuă, am depășit viteza, am intrat cu camionul în mijlocul orașului și am dat polițistului un leu în buzunar, clar că acel polițist nu poate să vină să mă amendeze sau să-mi vorbească de sus sau despre lege sau nu știu ce. Ei, trebuie să dispară ăștia, trebuie să dispară obiceiurile astea, da. Și atunci o să fie altă treabă. Sperăm noi. Da. Mai durează puțin, dar... Doamnelor și domnilor, nu mai durează nimic. Noi ne-am apropiat de final, nu ne-am apropiat, am și ajuns. Haide, frate! Da. Vă mulțumim foarte mult pentru atenția. Mâinii 13, aveți grijă, doliu național. Da. Zi deci de fără petreceri, fără... Pentru că trebuia să luăm poate în discuție și chestia asta e sau nu e regina României. Suntem într-o republică, așa scrie în Constituție, nu sunt monarhist și... Vreau doar să nu trebuie să și discutăm, doar să așa. Și atâta, pe scurt. Vă mulțumim pentru atenție foarte la revedere, uite, am plăcut, viitoare. Ne vedem săptămâna viitoare. La revedere, Neamțule. La revedere, Dane. Pa!